Bună, bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Pare mai mic ca în poze. Normal, pentru că pozele sunt făcute cu obiectiv wide, sunt trecute prin Photoshop, numai ca să atragă fraierii, să vină să vadă acest apartament. Poftim? Hai să vedem, hai! E renovat recent, văd. E cârpit decent, vrei să zici. No. Ce s-o putut? Materiale de proastă calitate, muncitor cu ziua. Să nu te duc dincolo să-ți arăt cum arată parchetul, ci că de trafic intens. Și dulapul. Crezi că e pus de design? E pus pentru igrație. Hai să-ți mai arăt ceva. Și cartierul cum e? Scrie în anunț că e liniștit și sigur. Sigur că e sigur. Că ai venit ziua, că dacă veneai noaptea, nu mai aveai cu ce să faci poze. Și instalația electrică cum e? E nouă? Bună glumă! Și cam aproape de aeroport. Nu se aud avioanele în timpul nopții. Nu se aud deloc avioanele. Nu se aud din cauza gălăgiei făcute de vecinii de sus. Și când ei termină cu cearta, pun muzica tare vecinii de jos. Și când se ceartă vecinii între ei, atunci distracție. Vecinii de sus dau drumul la apă, vecinii de jos sună la poliție. Păi niciun caz apartamentul ăsta nu e de cumpărat, domnule. Numai probleme mi-a zis despre el. Bineînțeles, nu merită cumpărat. Pentru mine să nu sunteți agent imobiliar, nu trebuie să mi-l vindeți? Pentru mine, onestitatea este pe primul loc. Onestitate? Păi și faceți vreun ban în stilul ăsta? Nu muriți de foame. Orice ar fi un pui de crăiești, îmi permit. Și nu numai că îmi permit, mă, că și merit. Un pui de crăiești pentru un om sincer, cel mai onest pui. Puiul de crăiești. Poți să iau eu caserola asta? Dacă ești om sincer, spune adevărul. Cum ai reușit să aduni atâția bani până la vârsta ta încât să-ți permiți un apartament? Lăsați că-mi cumpăr eu.